Un târgujean a recurs la un protest extrem din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Rămas fără loc de muncă, acesta a încercat să își dea foc în piața prefecturii. Angajații spitalelor din Gorj au încredere în vaccinarea împotriva COVID-19. Unitățile medicale au solicitat între 135 și 930 de doze de vaccin pentru imunizarea celor din linia întâi. Am depășit din nou pragul de 10.000 de noi cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Gorjul raportează astăzi 7 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Anul 2020 a fost marcat de răsturnări sociale politice profunde, de provocări zilnice și de numeroase îngrijorări legate de pandemia COVID-19. S-au întâmplat atât de multe evenimente în România și în întreaga lume anul acesta, încât așteptăm cu nerăbdare trecerea în 2021. În același timp, mai avem încă 43 de zile până la finele anului 2020. 43 de zile în care vom avea un 1 decembrie sărbătorit atipic, un nou parlament, un Crăciun așa cum nu am mai avut până acum. Să sperăm totuși că în 43 de zile nimic rău nu se va mai abate asupra noastră și istoria lui 2020 se va opri aici. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Un târgujean a decis să recurgă la un protest extrem. Din cauza restricțiilor impuse, acesta și-a pierdut locul de muncă, iar acum bărbatul spune că nu mai are din ce trăi. Prefectul a discutat cu acesta, iar spiritele s-au mai calmat. Epidemia cauzată de coronavirus este un șoc major pentru economia națională. În contextul actual al pandemiei, mii de locuri de muncă au fost desființate, astfel că mii de persoane au rămas fără serviciu. Numărul contractelor de muncă încetate și suspendate continuă să crească alarmant, iar acest lucru are un puternic impact asupra cetățenilor. Și la nivelul județului Gorj, situația nu este tocmai una bună. Sute de gorjeni se confruntă zilnic cu problema lipsei locului de muncă sau a neajunsurilor financiare. Această problemă majoră a îndemnat azi un târgujean să recurgă la un gest extrem, fiind nevoie de o adevărată mobilizare de forțe în piața prefecturii. Bărbatul lucra paznic la o sală de jocuri, iar din pricina restricțiilor impuse, acesta și-a pierdut locul de muncă. Disperarea generată de lipsa unui venit l-a împins pe bărbat să protesteze, amenințând că își dă foc. Pentru că stau acasă și când văd la Peștana Jiu sau prin alte localități limitrofe, se joacă la păcănele, se mănâncă semințe în bar, se stă fără mască și la noi aici unde se juca frumos în armonie și liniște și le luam temperatura, nu avea nimeni temperatură. Cine avea temperatură, dacă avea, îl pofteam afară. Dar tu lucrezi la firmă de pază, nu? Da, cum să nu? A, și s-au închis toate obiectivele, aia vezi. Tot, absolut, da. Am înțeles. Și ai pierdut locul de muncă sau? Păi nu, da, stau acasă, fără bani. Fără bani? Fără bani. Cine mă plătește? Mama, tata din mormânt. Tânărul a purtat ulterior o discuție cu prefectul Cosmin Pistol, unde și-a exprimat liber nemulțumirile și neajunsurile cu care se confruntă. Va încerca să mă lămurească, nu este nici vina lui, e vina celor care ia aceste decizii de la nivel înalt, de la București. Vreau să știu cum doarme domnul Orban și domnul Iohannis, când știu că România au ajuns într-o astfel de situație. Prefectul de Gorj, Cosmin Pistol, a explicat că municipiul Târgu Jiu are în prezent o rată de incidență de peste 3 la 1000 de locuitori, astfel că menținerea restricțiilor este obligatorie. Pistol va direcționa petiția semnată de protestatari către ITM Gorj și speră ca problemele acesteia să fie rezolvate. Este un angajat al unei firme care gestionează o activitate, e vorba de jocuri de noroc. După conștiinții, am înregistrat la Târgu Jiu o incidență peste 3 la 1000, iar aceste activități au fost suspendate pe perioadă de 14 zile. Tot ce pot să vă spun, acest domn reclamă de fapt un abuz al angajatorului. În ultima lună nu și-a primit salariu. L-a rugat frumos să-mi facă o petiție care va fi redirecționată către ITM și cu siguranță va primi o rezoluție în cel mai scurt timp. De asemenea, a fost pus în situația să-și facă, obligat de altfel, să-și facă o cerere de concediu fără plată. Repet, niște abuzuri al unui angajator care trebuie soluționate în cel mai scurt timp. La declanșarea stării de urgență, aproximativ 1 milion de români și-au pierdut locul de muncă. Ulterior, economia țării părea a se îndrepta, însă noile măsuri impuse aduc din nou un val de încetări sau suspendări ale contractelor de muncă. Carantină sau nu la Târgu Jiu? Municipiul își menține incidența crescută a cazurilor COVID, însă pragul carantinării este totuși departe. Cu toate acestea, autoritățile se grăbesc să anunțe populația că o astfel de măsură va fi impusă dacă numărul cazurilor va crește.
Autoritățile județene ia în calcul impunerea carantinei și la nivelul municipiului nostru. Prefectul județului Cosmin Pistol susține că nu își dorește ca această măsură drastică să fie adoptată la nivelul municipiului, însă transmite cetățenilor să fie pregătiți și pentru astfel de situații critice. Măsurile impuse au rolul de a proteja cetățenii în lupta contra infectării cu noul coronavirus. Prefectul îndeamnă locuitorii să respecte în continuare aceste restricții dure, restricții care au și rezultate. Sunt niște măsuri dure, dar niște măsuri care ne ajută să gestionăm această situație. Dacă luni aveam o rată de incidență de 3,64 la Târgu Jiu, uitați-vă că ușor, ușor, în fiecare zi, astăzi avem o rată de 3,33, deci cumva măsurile stabilite acum 14 zile dau rezultate. Ieri am ieșit cu o declarație în sensul de a pregăti cetățenii municipiului Târgu Jiu că e posibil ca acest municipiu să fie carantinat. Eu sper să nu ajungem acolo și văd că în ultimele două zile a scăzut incidența, nu-mi doresc să ajungem acolo, dar dacă va fi nevoie de măsuri dure pentru a-mi proteja populația și populația județului Gorj, vom face și acest lucru. Repet, e nevoie de fermitate în această perioadă. În viziunea primarului Marcel Romanescu, ideea de carantină la nivelul municipiului Târgu Jiu nu există. Edilul consideră că nu era momentul potrivit pentru anunțarea posibilității unui astfel de eveniment. Populației nu trebuie să îi se inducă starea de frică. Romanescu susține că dacă cetățenii țin cont de sfaturile și de măsurile impuse, nu se va ajunge la restricționarea activităților. De asemenea, autoritățile locale împreună cu autoritățile abilitate și Consiliul Județean lucrează împreună pentru a ieși cu bine din această stare de pandemie. Nu vreau să iau un calcul. Eu, cetățenilor municipiului Târgu Jiu, nu vreau să le transmit decât mesaje pozitive. Nu vreau nici măcar să discut de această perioadă de carantinare. Eu vreau să cred că nu vom ajunge într-o astfel de situație prin măsurile pe care le luăm noi ca autoritate publică locală, dar și prin măsurile pe care le vor lua autoritățile abilitate. Și aici mă refer la DSP, la poliție, la jandarmerie, la poliția locală. Toți trebuie să facem front comun împreună cu domnul prefect, împreună cu Consiliul Județean, pentru a preîntâmpina intrarea într-o perioadă de carantină. Nu ar fi lucru cel mai bun care li s-ar putea întâmpla în această perioadă cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Știți foarte bine că ar fi inclusiv limitări de deplasare din și înspre municipiul Târgu Jiu și toate efectivele de la nivelul județului Gorj ar trebui într-un fel să fie dizlocate spre acele zone de intrare în municipiul Târgu Jiu. Deci nu vreau să iau un calcul și fac tot ceea ce depinde de mine ca primar să preîntâmpinăm o astfel de situație. Orașul Târgu Jiu se află în scenariu roșu de aproximativ 2 săptămâni. În prezent, incidența cazurilor este de 3,33. Cadrele medicale și-au exprimat dorința de a se vaccina. Nu toate însă. La spitalul din Bumbești-Jiu au fost comandate doar 135 de doze, în timp ce la Târgu Jiu aproximativ 75% din personal vrea să se vaccineze. Vaccinul împotriva COVID-19 se va da cu prioritate persoanelor aflate în categoria celor cu risc ridicat de infectare. Cadrele medicale sunt primele pe listă, iar spitalele din România trebuie să centralizeze opțiunile acestora. În Gorj, nu tot personalul sanitar a acceptat imunizarea. La spitalul COVID din Târgu Cărbunești și-au exprimat dorința de a se vaccina 345 de angajați. Managerul unității medicale spune că vaccinul este bun, în condițiile în care s-au alocat sume mari pentru cercetare, iar prioritizarea personalului medical este binevenită, fiind în prima linie. Cred că e un vaccin bun atâta timp cât se ocupă oameni de știință, cât s-au alocat atâtea sume de bani. Cred că e un vaccin bun. Cred că este bine ca personalul medical care este primul de intră în contact cu pacientul, așa cum am zis pe domnul președinte, trebuie să facă vaccinarea. Acum o să vedem rezultatele și sperăm ca și rezultatele să fie bune sau chiar foarte bune. La spitalul din Bumbești-Jiu au fost comandate doar 135 de doze de vaccin. Aurel Stolojanu, managerul instituției, este de părere că orice vaccin despre care nu se știu prea multe este pus sub semnul întrebării. În principiu, noi am cerut pentru 135 de cadre. Vă dați seama că nu sunt doctor ca să vă dau o opinie calificată așa. Orice vaccin care nu știi multe despre el e un pic sub semnul întrebării, așa dacă o gândim logic. Ați văzut că la criterii de prioritizare bagă în primul rând și personalul medical. E ok, este, dar totuși că ar trebui totuși cu acordul omului, bineînțeles, deci nu, să nu fie ceva forțat.
La Rovinari, 150 de salariați vor să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Constantin Podaru spune că s-ar vaccina, considerând că este mai bine să prevină boala decât să o trateze. Din totalul de personal cu studii medii superioare, de la noi 26, asistent 72, infirmier 17, îngrijitor 12 și personal TESA și administrativ 23. Părerea mea, nu știu, contează părerea mea. Da, eu ca și persoană particulară, deci punctul meu de vedere, eu m-aș vaccina. Pentru că este un virus, orice virus este ucigaș și de ce, dacă tot există vaccinul, de ce să nu previn ceva ce ar putea să fie grav? La Târgu Jiu, aproape 75% din personal se va vaccina. 930 s-au înscris pe listă, iar Dumitru Vienescu speră ca efectele vaccinului să fie benefice în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Cred că trebuie să fie un vaccin care să ajute la creșterea imunității pe pacientul, personalul medical în lupta asta pentru COVID-ul. Adică trebuie să aibă aceste efecte, să ajute personalul să imunizeze, astfel încât să nu intre probleme cu contaminarea personalului medical. Trebuie să aibă aceste calități și efecte acest vaccin anti-COVID. Categoriile care vor avea prioritate la vaccinare împotriva COVID-19 sunt stabilite în strategia de vaccinare, spune premierul Ludovic Orban, care adaugă că funcționarii nu vor avea prioritate. Pro sau contra alegerilor parlamentare, primarii comunelor din Gorj au păreri împărțite. Dacă la Arcani edilul consideră că pot fi organizate alegeri în siguranță, la Polovraj, Gheorghe Epure este de părere că scrutinul din decembrie ar putea fi totuși amânat. Isteria generată de pandemia COVID-19 induce teama în rândul populației. Numărul în creștere al persoanelor depistate pozitiv în urma testării COVID sperie cetățenii, iar mersul la vot se pare că nu se regăsește multe dintre planurile acestora. Dacă prezența la vot în septembrie a fost de 46,02% la nivel național, cu aproape 2% mai mică față de alegerile locale din 2016, la alegerile parlamentare din decembrie se preconizează că ar fi mult mai scăzută. De la alegerile locale și până în prezent, situația epidemiologică s-a agravat. Numărul celor infectați cu COVID crescut mult. În mai puțin de 3 săptămâni, românii sunt așteptați la vot pentru a alege pe cei care vor să-i reprezinte în Parlamentul României. În ceea ce privește organizarea alegerilor în această perioadă dificilă, părerile primarilor de la nivelul județului Gorj sunt diferite. Dacă unii consideră că alegerile parlamentare ar trebui să se desfășoare, neprezentând un risc pentru cetățeni, alții consideră că acestea ar putea fi amânate. Așa cum au fost organizate și alegerile locale, cred că pot fi organizate foarte bine și alegerile parlamentare. În contextul actual, cu măsurile specifice, și eu cred că nu este nicio problemă, mai ales că acum eu cred că se vor desfășura mult mai rapid, fiind numai două buletine de vot. Există cu siguranță pandemia, măsurile s-au luat. Acum depinde și doamne cum respectă, cred că se puteau și amâna, punctul meu de vedere, dar dacă este greu să se iau o decizie, trebuie să fim atenți la condițiile în care se desfășoară. Deși părerile legate de organizarea alegerilor în contextul actual pandemiei sunt împărțite, toți edilii din județul Gorj îndeamnă cetățenii să meargă la vot în număr cât mai mare. Îndemnul meu este ca oamenii să vină la vot, pentru că astfel nu va fi niciodată reprezentativ și niciodată nu vom mai avea punct de vedere dacă nu ne mobilizăm să venim la vot, pentru că trebuie să ne asumăm cu votul nostru fiecare dintre noi. Și în măsura în care vrei să fii responsabil, ar trebui să participi, pentru că votul fiecăruia contează. În atribuțiile fiecărui cetățean intră mersul la vot. Cetățenii trebuie să fie prezenți la alegeri, să pună ștampila pe candidații care pot aduce o schimbare în bine. Aceste alegeri sunt esențiale, rezultatele lor vor avea efecte în viața cotidiană a fiecărei persoane în parte. Amendă uriașă pentru administratorii gropii de gunoi. 100.000 de lei trebuie să plătească din nou societatea pentru că nu a rezolvat problema olfactivă a depozitului de la Bârsești. Garda de Mediu Gorj a amendat marți depozitul de deșeuri din Târgu Jiu din cauza unor nereguli găsite. Valoarea sancțiunii aplicată a fost de 100.000 de lei. În urmă cu o zi, Cosmin Pistol, reprezentantul guvernului în teritoriu, a făcut un control inopinat la depozit, iar situația găsită acolo nu era tocmai una bună. Se pare că instalația de neutralizare a hidrogenului sulfurat nu era pornită, iar una din stațiile de epurare nu funcționa. Astfel, prefectul și-a dat seama că scopul operatorului era să inducă în eroare cu privire la faptul că toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți situația de acolo au fost luate. La expirarea termenelor din programul de măsuri asumat de operatorul depozitului din Târgu Jiu pentru conformare la miros, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au constatat că disconfortul olfactiv nu a fost diminuat. La expirarea termenelor din programul asumat de operatorul depozitului de deșeuri, am făcut o verificare, din nou, ocazie cu care am constatat că ceea ce și-a asumat operatorul a fost dus la îndeplinire în proporție de peste 95%, însă, paralel cu aceste constatări, am identificat și execuția unor lucrări nepermise pe celula depozitului închis, drept pentru care, conform legislației în vigoare, am aplicat
bineînțeles, o sancțiune în valoare de 1 miliard de lei vechi. Paralel cu asta am stabilit și un program de măsuri care ne dorim să ducă la diminuarea disconfortului din zona afectată, respectiv cartierul Slobozia din Târgu Jiu. Trebuie să îl ducă și pe acesta la îndeplinirea operatorul depozitului, pentru că nu dorim să ajungem în situația în care autorizația integrată trebuie suspendată, fiind necesare în această perioadă noi investiții pentru combaterea mirosului. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au dispus și alte măsuri în urma controlului desfășurat la depozitul de deșeuri. Încearcă să colecteze toate neregulile găsite și să conformeze activitatea depozitului. În cadrul fiecărui control, reprezentanții Gărzii de Mediu pun în balanță normativul tehnic de închidere și legislația în vigoare cu situația găsită la fața locului. Amenzi au primit și gorjenii care nu au respectat măsurile de protecție individuală. Peste 40.000 de lei este suma totală a sancțiunilor aplicate în ultimele 24 de ore. La nivel național, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 17 noiembrie 7.768 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.350.000 de lei, ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. Deși situația la nivelul țării este una îngrijorătoare, românii pare că nu înțeleg importanța respectării măsurilor de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Numeroasele controle ale poliției au avut drept rezultat sute de amenzi aplicate cetățenilor. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a transmis că în ultimele 24 de ore au fost desfășurate 15 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat sub coordonarea instituției prefectului împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În total, 233 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVSA și ai Ministerului Sănătății, au acționat în zone aglomerate, unități de alimentație publică și zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport în comun. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1200 de persoane, 164 de societăți comerciale, precum și peste 260 de autovehicule. Au fost constatate mai multe nereguli, astfel că 257 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 42.000 de lei, au fost aplicate. Toate sancțiunile au fost aplicate în baza legii numărul 55/2020 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile impuse pe raza întregului județ, privind obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în spațiul public, în funcție de restricțiile prevăzute în municipiul Târgu Jiu și orașele sau comunele din județul Gorj. Conform hotărârii de guvern, circulația persoanelor în afara locuinței, în intervalul orar 23-5, este restricționată, cu unele excepții pentru motive justificate, în care persoanele sunt obligate să prezinte legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise, iar desfășurarea reuniunilor este strict interzisă. Forțele de ordine vor desfășura permanent activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă. Toate unitățile medicale din România vor fi verificate de către inspectorii DSP împreună cu reprezentanți ai ISU. În Gorj, controlele au început cu spitalul din Turceni. În urma acestora se va stabili care unități au nevoie de investiții și se vor lua măsuri pentru soluționarea problemelor. În urma tragediei de la Piatra Neamț, s-a luat decizia la nivel național ca toate unitățile spitalicești să fie controlate. Direcția de Sănătate Publică, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, vor verifica atât spitalele de stat din județul Gorj, cât și unitățile medicale private. Controlele au început deja de luni cu Spitalul Orășenesc Turceni și vor continua cu toate unitățile care dispun de secție ATI. În urma verificărilor se vor constata toate neconformitățile și se va întocmi un plan de măsuri pentru remedierea acestora. Inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, vor verifica toate secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din județul Gorj. Ne referim aici atât la spitalele de stat, cât și la unitățile sanitare private. Controlele au demarat chiar din această săptămână, mai exact de luni. Echipele mixte s-au deplasat la Spitalul Orășenesc Turceni. Vor continua controlele și la celelalte unități sanitare care au secții de ATI, însă în urma verificărilor vor fi identificate toate neconformitățile și se va întocmi un plan de măsuri în vederea remedierii acestora.
Astfel de verificări se fac la nivelul tuturor spitalelor din România. Secțiile de terapie intensivă sunt învechite și supra-solicitate, mai ales în această perioadă. Premierul Ludovic Orban a declarat că în urma controlelor DSP vor fi stabilite unitățile medicale care au nevoie de fonduri. În Gorj au fost dedicate două secții ATI pentru bolnavii de COVID, la spitalul de la Pasarelă și la Târgu Cărbunești. Spitalul județean din Târgu Jiu mai are câteva paturi libere. Dacă la ATI s-a eliberat un loc, zona tampon mai are 12 paturi disponibile. La ora 8 dimineața, în secția de boli infecțioase destinată pacienților COVID-19, erau internați 61 de persoane confirmate, iar 11 în stare gravă la terapie intensivă. Totalul paturilor este 12, așadar s-a mai eliberat un loc la ATI Pasarelă. La locația de pe strada Tudor Vladimirescu figurau internați doar 2 pacienți suspecți la nivelul secțiilor, dintr-un total de 9 paturi disponibile. La nivelul izolatorului secției de terapie intensivă sunt 2 locuri destinate suspecților și, din fericire, niciunul nu este ocupat. La spitalul 700 încă, în zona tampon, dintr-un total de 23 de paturi disponibile, doar 11 erau ocupate azi dimineață. 5 pacienți se aflau la nivelul izolatorului secției de terapie intensivă, toate locurile fiind ocupate. Ieri a mai fost depistat pozitiv încă un angajat al spitalului județean, în total fiind infectați 21 în ultimele 14 zile. Dintre aceștia, 3 sunt internați, iar restul se află în izolare la domiciliu. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 180 de teste, dintre care 123 negative și 57 pozitive. O nouă zi în care România depășește 10.000 de infectări. În ultimele 24 de ore, 168 de români au decedat. Dintre aceștia, 7 sunt gorjeni. Ziua de azi a reușit să depășească din nou pragul de 10.000 de cazuri noi pozitive. Până în prezent, pe teritoriul României au fost confirmate peste 383.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, a fost înregistrat un număr de 10.269 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Alți 168 de români au murit din cauza infecției cu coronavirus. Nici la terapie intensivă situația nu este una bună. Numărul pacienților COVID internați depășind 1100. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 44. Din păcate, au fost înregistrate un număr record de decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre 5 bărbați și 2 femei cu vârste cuprinse între 50 și 85 de ani, toți prezentând și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 7 decese. Este vorba despre 5 bărbați și 2 femei cu vârste cuprinse între 50 și 85 de ani. Menționăm că toți pacienții decedați au prezentat comorbidități. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate alte 44 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se azi. Avem 38 de teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 6 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. De la începutul pandemiei, 3.876 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 3.439 de gorjeni s-au vindecat, iar 180 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcția de Sănătate Publică, județul Gorj înregistrează 1,85 la 1.000, fiind situat încă în scenariul galben. Sibiul a reușit să atingă o rată de infectare record și anume 9,01, fiind urmat de Cluj cu 7,52 și Ilfov 6,81. La polul opus, cea mai mică incidență înregistrată este în Olt, 1,73. După o scurtă pauză, ne întâlnim cu Laurențiu Chivu, reprezentant Pro-România. Revenim imediat! Am revenit și îl am alături de mine pe Laurențiu Chivu, reprezentant Pro-România. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Pro-România a câștigat la scrutinul din septembrie 3 primării din Gorj. Va ajuta acest lucru la alegerile parlamentare? Cu siguranță că da. În afară de cei 3 primari, mai avem și 3 viceprimari și plus foarte mulți consilieri locali în localități. De aceea oamenii, în momentul în care am mers campanie în fiecare zi, am avut un feedback foarte bun. De aceea domnul președinte Alin Văcaru a fost și este foarte cunoscut în județul Gorj, având în vedere că dumnealui a fost și prefect al județului Gorj. Este un câștig, mai ales că locomotiva partidului, domnul Victor Ponta, a fost și este cunoscut foarte bine la nivel național și la nivel de județul Gorj, având în vedere că a fost în mai multe mandate deputat de Gorj. Cum vor ajuta cei 3 primari și cei 3 viceprimari?
Așa cum vă spuneam, toți oamenii din județul Gorj, indiferent în ce localitate sunt, din cele 70 de localități, sunt deschiși pentru a avea o altfel de politică a pro-România. Noi am vrut să vrem să demonstrăm că suntem un partid tânăr, cu oameni tineri, care vor să demonstreze și vor să rămână în politică să fie votați și peste alți 4 ani de zile. De aceea, cu siguranță, în afară de PNL și PSD, există o alternativă pro-România. Cum vă veți organiza în continuare astfel încât să câștigați alegerile parlamentare? Este o campanie destul de dificilă, având în vedere situația de pandemie. Încercăm să ne echilibrăm echipele astfel încât să acoperim toate cele 70 de localități. Pe fiecare zi sunt oameni care merg din poartă în poartă sau din apartament în apartament și încearcă să informeze oamenii atât cât ne permite legea să putem să aducem la cunoștință candidații noștri, candidații pro-România și, bineînțeles, și programul de guvernare. Cum a afectat pandemia orașul Rovinari? Destul de mult, având în vedere și bugetul care a fost afectat datorită acestei pandemii, plus multe alte persoane care sunt destul de nemulțumite pentru că mi-au reclamat sau mi-au sesizat faptul că merg la spital și unele dintre persoane nu sunt primite pentru că, datorită COVID-ului, să mai aștepte sau să revină sau nu sunt 4 sau să, nu știu, aceste tergiversări sau prioritizarea doar pentru COVID, iar celelalte persoane care au alte afecțiuni sunt lăsate mai la sfârșit, ceea ce nu mi se pare foarte ok în acest punct de vedere. Cum vi se pare că s-au descurcat până acum autoritățile? Destul de dificil, pentru că există o nesincronizare sau o neconcordanță între ce se spune de anumiți lideri de la centru și alți lideri din localitate. Observăm că se caută soluții astfel încât să nu afecteze, văd că în mod special, alegerile. Se caută carantinări sau se caută soluții pe zone sau pe localități, astfel încât se dorește cu tot din adinsul să se țină aceste alegeri, indiferent de numărul de îmbolnăviri zilnice, pot să depășească și 10.000 și 20.000. Vă dau un singur exemplu. Uitați-vă la locale, în luna iunie, erau 30-40 de cazuri, și s-a putut să se decaleze alegerile locale. Acum depășim aproape 10.000 de oameni și nu se pot amâna alegerile, se ține morții și indiferent de situație, indiferent câți oameni se îmbolnăvesc sau câți oameni sunt expuși, cred că gorjenii și în mod special toți alegătorii trebuie să facă un efort și să se protejeze pe cât posibil pe 6 decembrie să meargă la vot, pentru că votul dumnealor contează. Dacă dumnealor nu merg la vot, o să meargă doar activul de partid al fiecărui partid și atunci nu este o reprezentare foarte democratică. De aceea îi rog pe gorjeni și în mod special pe rovinăreni să meargă la vot, să aibă încredere în candidații pro-România. Eu giresc pentru ei pentru că sunt convins că mi-au demonstrat de-a lungul timpului că atunci când au promis s-au ținut de promisiune. Cum vedeți, în primul rând, situația învățământului online? Aici iar este o problemă foarte, foarte mare, datorită minciunilor din campanie că vor avea copiii tablete sau un telefon sau internet, că sunt unele persoane care poate că au un telefon, dar n-au internet, sau altele au internet și n-au tablete sau un telefon. Sunt foarte multe probleme pentru că nu toți copiii sau toți părinții își permit să cumpere celor mici sau să aibă, așa cum spuneam, o tabletă sau internet. Li s-a promis înainte de alegeri locale, cel puțin la Rovinari, că vor avea tabletă. A fost o minciună de altfel. O să vedeți că o să fie aceste tablete și acest internet, bineînțeles, mai aproape de alegerile parlamentare. Adică, din septembrie și până în decembrie, copiii au făcut un învățământ haotic. Generația asta este o generație de sacrificiu. Pentru că unii care au de altfel internet sau au și tabletă, datorită programului acestuia, unii dintre ei nu pot să se logheze sau unii sunt scoși din timpul orilor sau internetul cade atunci când ți-e lumea mai dragă și ai nevoie să predai copilului. De aceea, cred că este cel mai defavorizat an școlar, din punctul meu de vedere. Ce soluții ar fi?
Obligatoriu, toate școlile din orașul din județul Gorj ar trebui să asigure distanțarea elevului să meargă la școală chiar și în program, dacă se poate spune, după masa, astfel încât copiii să fie prezenți, să li se explice, să învețe, să fie atenți atunci la oră. Acasă, unii dintre ei, așa cum vă spuneam, nu pot să perceapă zgomotul de fond, nu pot să perceapă suprapunerile de voci, ieșirea din program sau căderea netului. Nu este foarte, nu suntem foarte pregătiți pentru a avea într-adevăr un învățământ online perfectibil. Observăm că și sistemul de sănătate din România suferă. Care este poziția pro-România? România a spus foarte clar prin măsurile pe care le-a propus domnul Victor Ponta și candidații pro-România, se dorește o reformă a clasei politice, în primul rând, să nu se mai implice politicul să mai numească manager de spital oameni care n-au nicio legătură cu spitalul, care nu știu ce este aia, o aparatură, o injecție sau medicamente pentru oameni. Aducem fel și fel de oameni politici până la urmă, care vor să facă doar o campanie a primarului respectiv, din zona respectivă, și cadrele care sunt angajate de acest manager din spitalele respective lasă de dorit. De aceea, oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de faptul că merg la spital și nu mai au încredere în faptul că vor fi vindecat așa cum speră, și nu în ultimul rând, oamenii vin de acasă cu plasa de medicamente, pentru că în spital se pare că nu găsesc tot timpul medicamente și sunt nevoi să cumpere inclusiv siringi și așa mai departe. Deci toate medicamentele și oameni care plătesc CSE-ul, plătesc sănătate, plătesc taxe și impozite la stat și nu primesc servicii așa cum ar fi trebuit să primească pentru a fi vindecat și să aibă încredere în spital. Cum vede Pro-România dezvoltarea județului Gorj? Este obligatoriu ca Pro-România împreună cu ceilalți colegi de la celelalte partide și nu numai din județul Gorj, din zona Olteniei, sunt obligați să stea la masă astfel încât să dezvolte zona Olteniei, în mod special începând cu Gorjul, Doljul, ca să putem lega de capitală sau de celelalte orașe. Uitați-vă că prin zona Târgu Jiu, zona Gorjului, nu sunt investitori, pentru că ei își pun întrebarea în felul următor. Ok, vin să investesc în Târgu Jiu sau în Rovinar sau în Crăbunești sau la Motu sau în altă localitate. Păi ca să merg spre, așa zisul Occident, spre Oradea, Arad, Alba Iulia, Cluj și așa mai departe, am nevoie să trec pe defileul Jiului. Acolo există un pod care ați văzut foarte, foarte îngust și nu poate să treacă mașinile de tonaj ca să poată să vină oamenii să investească. Ca să nu mai spun că până la Craiova, până la primul aeroport pe care îl avem, destul de micuț, dar bine că l-avem și pe acesta, drumurile nu sunt foarte ok, cel puțin pe zona Târgu Jiu, Cărbunești, Craiova. De aceea este obligatoriu nevoie de un drum expres. Nu mai vorbim de autobandă sau de altceva. Spre Severin, iar este obligatoriu, deși drumul până la Severin sau pe Motul, pe partea aceasta, iar lasă de dorit. Deci suntem într-o zonă total, total neprielnică pentru investitori. Vorbeați de drumul până la Craiova, pe varianta Rovinar. Păi, drumul european. Acolo pe drumul european cât de cât s-a făcut. Dar drumul de la Rovinar la, de exemplu, la Petroșani, spre Valea Sadului, este impracticabil de mașinile mari care să pot să vină cu ansamble sau cu marfă să investească în zona, așa cum am spus, Târgu Jiu, Rovinar, Motru și mai departe. Dacă tot vorbeați de investiții, în ce ar mai trebui investit? Este obligatoriu, așa cum am spus, ca toți parlamentarii de Gorj și, mă repet, și cei de zona Olteniei să meargă cu acest drum expres până la Craiova. De acolo să fie acel drum care să leagă de Pitește autostradă. Automat există cel puțin o cale de a ajunge până la aeroport și de a ajunge chiar și până la capitală. Este obligatoriu făcut acest tronson de pe Valea Jiului cu acel pod reparat spre Petroșani, spre Alba Iulia Cluj, și obligatoriu un drum european care să poată să ajungă până la Severin într-un timp cât mai scurt. Și, bineînțeles, tot un drum expres care ne-ar putea ajuta, zic eu, din punctul meu de vedere. CEO este un subiect fierbinte. Aveți încredere în planul de restructurare și de decarbonare? Aici este o problemă, pentru că oamenii angajați și, bineînțeles, oamenii din județul Gorj depind de acest complex energetic al Olteniei. De aceea toată lumea are foarte multe așteptări că se vor găsi soluții și că, indiferent cine va veni la guvernare, trebuie să țină în viață acest complex.
investitorii care, care sunt pe orizontală vor avea și ei tot la fel de mult de suferit. Ca să nu mai spun de toți privatizații care vor scădea foarte mult vânzările. Dacă vor urma, așa cum se vehiculează, zile nu foarte bune, adică după alegeri în ianuarie, în, începând cu 2021, sperăm să nu se reducă foarte mult în numărul de angajați și aici vorbim doar despre persoanele care sunt în prag de pensionare. Acum am observat că s-au făcut în jur de vreo 50, am înțeles, de angajări pentru persoanele până în 29 de ani pentru electricieni și sudori. Deci se caută o forță de muncă cât mai tânără, astfel încât cei tineri, cei angajați sau cei care sunt acum angajați să poată să preia informații și sarcini de la cei care sunt acum în vârstă și vor fi nevoie să predea tot ce au acumulat sau învățat de-a lungul timpului să poată să funcționeze la capacitate normală și maximă. Vom trece pe energie produsă pe gaz. Va rămâne până în 2030 undeva la 5.000, mai puțin de 5.000 de angajați. Ce soluții are Gorjul pentru a recalifica acești oameni? Din păcate, observați și dumneavoastră că cei mai mulți gorjeni sunt nevoiți să plece în străinătate sau să lucreze în alte tocmai localități. Tocmai s-a depopulat. Foarte mult, cel puțin Rovinarul și Motul, ați văzut și noastră, sunt foarte multe reportaje. De aceea este obligatoriu să găsim alternative, nu neapărat alternative la ce se întâmplă cu cei 6-7 mii de oameni care vor pleca din CEO. Este o problemă foarte mare pentru că, așa cum am spus, foarte mulți investitori nu sunt. Aceia care sunt, din păcate, au un salariu minim pe economie. Este un lucru care ar trebui să colaboreze cu primăriile din zonele respective, astfel încât să îi ajutăm pe acești investitori într-un fel sau altul, să le reducem taxele și impozitele sau să găsim orice altă soluție de a putea sta la masa dialogului, astfel încât să mărească salariile angajaților, pentru că ei nu își pot permite cu minim pe economie să plătească datoriile la primărie, să-și cumpere cele necesare, pentru că acum vin sărbătorile de iarnă și automat puterea de cumpărare va scădea foarte, foarte mult, dacă nu se va ajunge la o înțelegere. Cum îi aducem înapoi pe cei plecați? Este foarte greu, pentru că sunt convins că acolo unde au plecat au văzut ce înseamnă democrația în adevăratul sens al cuvântului, adică un salariu mai decent în care să-și permită să trimită și bani acasă. Unii au văzut o civilizație în țările respective care altfel este nivelul de trai, pe când la noi se pare că mai trebuie să mai lucrăm foarte mult și trebuie să îi motivăm în primul rând cu salariu. Poate că omul ar fi dispus să vină în țară și să câștige un pic mai puțin tel față de cât câștiga în străinătate, pentru că dorul de familie și copiii, soțiile, soții sau părinții și bunicii îi determină să vină în țară. Dar la ce bun dacă nu poate să-i ofere copilului o tabletă și un internet? Cum dezvoltăm mediul de afaceri la nivelul județului? Este o întrebare care ar trebui, repet, să vină toți deputații și toți senatorii din județul Gorj, împreună cu toate echipele din celelalte localități sau din zonele limitrofe ale Olteniei, astfel încât să facilităm angajatorului sau investitorului care creează un număr de locuri de muncă să-l motivăm, așa cum am spus, prin acele taxe și impozite de scutire, până la urmă. În funcție de numărul de angajați, să avem o scutire cât mai mare. Chiar și de la zero, dacă se creează mai mult de, nu știu, 200 de locuri de muncă. Să le asigurăm automat infrastructura, pentru că este obligatorie și aici trebuie să lucrăm și trebuie să se finalizeze acest drum expres și, bineînțeles, să avem primari, viceprimari și consilieri locali, astfel încât să putem să venim cu proiecte de hotărâri în favoarea oamenilor, să le punem la dispoziție tot ce este nevoie pentru a investi în județul Gorj. Ce își dorește Laurențiu Chivu de la politică? Eu îmi doresc, și sunt în 2004, am fost și viceprimar două mandate, îmi doresc foarte mult ca oamenii să poată să aibă un serviciu, un
minim necesar de a avea un venit, zic eu, de minim 2.000-2.500 de lei, pentru că uitați-vă toate celelalte firme care au aceleași componente care se creează în județul Gorj, în celelalte localități au salariu minim de 2.500, 2.700, 2.800, chiar ajung și până la 3.500, 4.500 de lei, în funcție de numărul de ore și în funcție de pregătirea fiecăruia în parte. De aceea este obligatoriu ca un salariu minim de 2.000-2.500 să fie pentru oameni, să poată să-și permită, ca să nu mai existe acea încruntare pe stradă că dacă am bani să plătesc datoriile, dacă am bani să plătesc facturile, dacă îmi taie internetul la copii și așa mai departe, pentru că văd foarte multe, foarte multe persoane care se gândesc la copiii lor ca să aibă un minim de trai, un minim de acces la informație, astfel încât să nu râdă alți copii de la școală de ei, pentru că nu au posibilități față de ceilalți. De aceea trebuie să existe un învățământ, în primul rând, egal pentru toată lumea, să aibă acces la informație, să poată să studieze, astfel încât să, pe viitor, să avem oameni care să fie pregătiți pentru ce se va crea în viitor. Pentru că mineritul, așa cum observați și dumneavoastră, se pare că nu vor face foarte multe angajări în anii următori. Cum vedeți Parlamentul după 6 decembrie? Va fi un Parlament, din punctul meu de vedere, cu mai multe partide. Nu vor fi niciun caz un partid sau două, nici măcar trei nu cred că vor fi, pentru că oamenii sunt un pic dezamăgiți de clasa politică și am observat că își doresc și așteaptă altceva de la oamenii noi, de la alte partide, de la oamenii care să nu doar să promită în campanie, ci chiar să vină cu soluții. Concret, așa cum ați văzut, domnul președinte Ponta a venit cu un plan, cu măsuri, cu concrete, astfel încât și arată unde este posibil să se poată întâmpla o mărire de salariu sau o pensie mărită sau o alocație mărită, nu doar să ne gândim că bătrânii nu știu dacă mai au bani de medicamente, așa cum au observat și dumneavoastră, sunt alte persoane care au alte afecțiuni și nu au aceleași tratament cum au unii care pleacă în afară și găsesc soluții de tratarea bolii respective. De aceea este păcat că unii dintre oamenii noștri, din semenii noștri, nu au dreptul la viață. Și asta e cea mai mare durere posibilă. O ultimă întrebare. Ce rol va juca Pro-România în legislativ? Indiferent care va avea numărul de voturi mai mare sau mai mic, Pro-România este dispus să intre la guvernare dacă se vor respecta măsurile pe care Victor Ponta și deputații senatorii Pro-România vor avea, așa cum au promis alegătorilor românilor, dacă vor avea măsurile prinse pe guvernarea 2020-2024. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez mult, mult succes! Mulțumesc mult de tot! Am discutat cu Laurențiu Chivu, reprezentant Pro-România. Orașul Novaci a depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori și va intra în scenariul roșu începând de la miezul nopții. Și municipiul Târgu Jiu va continua să respecte restricțiile impuse de acest scenariu. Rata de infectare la nivelul reședinței de județ este 3,33 la 1000. Sub restricțiile scenariului galben vor intra la noapte localitățile Stănești și Țicleni, în timp ce Turcinești, Bustuchin și Scoarța au revenit în zona verde. Acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Ne revedem și mâine de la ora 18 cu știrile Gorj TV. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată!